Hei, neața, dragilor, suntem în mașină și plecăm. Dau drumul și unui nou vlog, să spun așa, pentru că am uitat să mai spun. Și plecăm la Viorica, la standul Viorica mai exact, de la Romexpo. La Romexpo, în perioada 22-25 septembrie, se va ține Cosmetics Beauty Hair. Și, cum spuneam, mergem la standul Viorica. Trebuie să merg să o iau pe Georgiana de pe Iancului și apoi să ajungem la Romexpo, așa că mă grăbesc și nu o să mai stau mult de vorbă cu voi. Dar mi-am luat aparatul, mi-am luat lavaliera, poate de data asta vom obține un conținut mai de calitate în ceea ce privește imaginea față de filmarea cu telefonul, care este un pic mai greoaie. Mergem la standul Viorica. Acestor produse noi le creștem la noi în Moldova. Ceea ce vom face astăzi noi este o procedură de îngrijire în care vom include procedurile Viorica Cosmetic. Vom demachia neapărat, vom curăți tenul, vom face un masaj manual cu elemente de limfodrenaj, de eliminare a limfei, da? După care vom aplica și masca LED pentru a face cromoterapie, evident. Dacă nu știți ce este cromoterapie, vă explic. Este cromoterapia cu lumină, în cazul când fiecare culoare a luminii își face lucrul, da? Tratează o oarecare problemă. Să zicem, roșu este anti-age, albastru este împotriva acnei, verde este revigorant și galben este împotriva pigmentației. Nu știu, în cazul nostru, am pus de machiez și văd care este necesitatea noastră. În timp cât modelul nostru va fi cu masca LED, eu îi voi face un masaj al mânuților, unde vom folosi la fel crema pentru mâini. Toate produsele care le vom folosi, vi le dau să le testați, vedeți texturile, cât de bine se absorb și cât de bine hidratează. Toată gama care o avem acum este gama vie, deci este, conține componentul bifenol. Bifenolul este un antioxidant puternic și este o substanță patentată, care e mai puternică de 50 de ori decât vitamina C și de 30 de ori mai puternică decât vitamina E. Vă dați seama că totuși își face un efect destul de puternic. Aici noi avem un ten normal spre gras, ca să înțeleg, da? Văd un pic, dar vă văd oricum un pic deshidratat. Este, da? Mica problemă. Țină apă, ce zice de regimul de lichide? Câte lichid consumăm noi? Deci să vă povestesc, dacă tot... Vinul e deja mâncare. Hai să vă povestesc despre cantitatea de lichid care ar trebui să fie normală pentru corpurile voastre însuși. Deci dacă știți la sigur că nu consumați lichid îndeajuns, atunci ar fi perfect să calculați de la 30 de mililitri per kilogram de greutate. Deci 0,3 și 0,3 înmulțim la kilogramele voastre și vedem norma zilnică a lichidului. Așa. Deci, prima și prima, un demachiat. Lăsăm ochii, îi lăsăm așa, genele. Nu mi-e rușine să fac și demachiatul pe story. Nu zic, poate mai aveți vreo ceremonie astăzi și plecați direct acasă. Deci eu aș folosi la moment apa micelară, să vă dau să o testați, să o vedeți la miros cum este, pentru că toată gama, să transmiteți fetelor mai departe, toată gama produselor este destul de plăcută la arome, legeră. Mm-hmm.
Astăzi tot, da. Aici avem o neplăcere gen puveroză, da? Vasile s-a întâlnit apropiat de tenul, sunt afeții, deci trebuie să ne străduim, să nu le traumăm cu un masaj vacuum, să zicem, da? Să nu facem chestii de gen vitrodermabrasiune, exfoliere cu scrub, deci asta ar fi... Acum să vă explic, da, noi avem în gama Viorica Vie, chiar acum o să-l aplicăm și vă povestesc totul despre el. Deci ar fi minunat să fie o soluție pe bază de enzime, da? Deci, de fapt, nu doar în cazul când avem puveroză. Eu aș recomanda, de fapt, sistematic, pentru orice tip, să fie o soluție pe bază de enzime, pentru că nu provoacă microleziuni, pentru că descompune încet și ușor așa în șoaptă celulele moarte și pupele negre, având în vedere că sebumul se descompune, astfel orii nu sunt încărcați și încet, încet se strâng, da? Și nu mai avem orii dilatați, da? Așa, deci următoarea poziție încă nu este la noi terapeut, deci încă este în elaborare, este un gel pe bază de aloe vera, vi-l dau să-l testați, vom face masaj facial pe baza lui, are un miros plăcut, textură minunată, cum e bine. Da, pentru că vom face masaj și se absoarbe, îl puteți folosi chiar în condițiile casnice când va apărea pe rafturile noastre, foarte bine miroasă, lunică, minunat și acum vom face un masaj care îl puteți folosi aceste mișcări și chiar singure, da? De sine stătător să vi-l faci. Deci, îl vom spăla după ce vom face cromoterapie. Deci, perfect ar fi să aplicăm, să zicem, masca alucinantă deasupra, da? Atâția. Sau să zicem, să mai aplicăm, vom face o mască facială nutritivă, da? Pentru că tenul este, are o necesitate iritații, erupții, acnee deseori, plus edeme. Așa că noi încercăm să lucrăm, deci, cu niște mișcări așa palpante de la început, evităm zona glandei tiroide, deci nu nu insistăm în zona dată. Și toate mișcările ar fi bine să le finisăm iată în zona dată, ca tot să eliminăm prima. Vina? Vina cât ca timp? Sau? Masajul, deci, hai, rutina o e neapărat să o facem în fiecare zi, vă dați seama, da, pentru că e o îngrijire de bază a tenului, dar ce ține de masaj, mă rog, când aveți dispoziție odată, nu la să pe săptămână, două, când aveți timp și îl puteți să vi-l oferiți pentru sine. Întoarcem un pic. Ați înghețat la tractivoni? A, e răcoros. Am înțeles. Deci mă îngrijorez. Deci acordăm o atenție maximă, inclusiv și bărbiei, da, două treimi de jos al feței sunt supuse mereu schimbărilor gravitaționale și astfel, ca să nu avem dublă bărbie, evident, să facem o profilaxie. La fel, acordăm atenție și zona frunții, da, pentru că aici totuși avem niște mușchi puternici, mimici și ca să zicem așa, să facem o profilaxie ridurilor mimici, evident, să mai și relaxăm. Deci mie îmi place mult, iată,
această mișcare, când se prelucrează bărbia, îmbunătățim circulația sanguină. Eu sunt adeptul unui masaj mai intens, totuși, nu de netezit, dar însuși de lucrat, pentru că, da, deci, ce ține de mușchi interiori a feței, evident, dorim să avem fețe frumoase, facem așezări, dorim să avem o față tunifiată, niște pomeți ridicați, atunci facem un masaj facial. Dacă nu în cabinetul cosmetologului, atunci măcar acasă, de sine stătător, pentru că problema timpului este prezentă la toată lumea și nu e tot, mai ales într-un oraș atât de mare. E dificil la voi aici, cu traficul, cu drumurile, cu parcările. La fel e bine, mie îmi place să folosesc, iată, elementul acesta, da, deci a degetelor și la fel se masează, inclusiv și dumneavoastră singure puteți face. Deci la fel evităm zona glandei tiroide și aici la fel putem să fim destul de atenți, deci iată o astfel de mișcare, asemenea unei litere M, care elimină la fel limba. Iată așa. Nu doare, bine. Deci eu sunt cu aparatul la gât și tot cu telefonul filme, știi? Da. Sclipici!
place. Da, te recunosc că... Hei, dragilor, haideți să vă arăt cu ce am venit eu de la evenimentul Viorica, pentru că am primit câteva produse și vreau să vă spun că deja le folosesc de cam 2-3 zile le-am folosit. Aceasta este punga pe care am primit-o de la ei și produsele au venit într-o cutie foarte frumoasă pe care o voi reutiliza. Voi vedea ce alte chestii voi pune. Avem aici toate gamele lor de curățare, de îngrijire. Chiar vreau să citesc mai multe detalii despre fiecare în parte, pentru că mi-au plăcut destul de mult produsele lor, cele pe care le-am primit în pachetul acesta de PR și le-am testat. În cutia aceasta frumoasă au venit și o să vi le arăt imediat. O să desfacem ușurel cutia. Cum spuneam, o să o refolosesc. Vine foarte frumos ambalate, au venit, v-am arătat deja pe Instagram, dacă mă urmăriți pachetul, coletul. Și primul produs pe care l-am primit de la ei este apa micelară delicată, aceasta adică, pe care deja am folosit-o de 2 ori în demachierea tenului și vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult. Am folosit-o chiar și în zona ochilor, nu m-a usturat absolut deloc ochii. Mi-a lăsat tenul hidratat, curat, foarte curat, cu toate că am folosit apoi într-adevăr și o spumă de curățare, pentru că după demachierea cu apă micelară e bine să folosești și o spumă de curățare, iar tenul meu s-a simțit, cum spuneam, foarte, foarte bine. Un lucru pe care vreau să-l menționez, produsele lor nu sunt testate pe animale și sunt cu ingrediente naturale din plante. Acestea, cel puțin gama aceasta, este cu viță de vie și este o apă micelară delicată, scrie aici, cu extract de calendula și vie fenol, se numește acest concept cu viță de vie, ceva al lor. Calendula este mușețel, nu? Că nu am precizat. Că scrie aici calendula. Da. Mă rog, uite și ne spune aici și este vie fenolul ăsta. Este complexul antioxidant care împiedică îmbătrânirea prematură a pielii. Stimulează sinteza de colagen, susține regenerarea celulară și previne fotoîmbătrânirea. Foarte interesant, da, îmi place și cum miroase, îmi place și cum și parfumul ei, este un parfum delicat, deloc sintetic, foarte bună, mi-a plăcut foarte mult. Apoi avem spuma de purificare pentru ten sensibil, pe care am folosit-o o singură dată, recunosc, nu am avut timp să o folosesc pentru că am alte produse desfăcute în momentul de față la baie, dar cu siguranță o voi folosi după ce termin ce am la baie. Este o spumă purificatoare pentru ten sensibil, spun ei, mi-a plăcut cum mi-a curățat tenul, lăsa pielea foarte curată și la fel are un parfum foarte, foarte ușor și natural. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult în schimb a fost tonicul lor, tonic iluminant acesta cu 0% alcool și care conține totuși vitamina C, provitamina B5 și niacinamide, acesta. Foarte mult mi-a plăcut, foarte mult, l-am folosit la fel de 2 ori, acum l-am lipit aici că îi rupsese în cutia și a trebuit să fac un reels pentru că rupsesem destul de urât cutia când l-am folosit, acum iar o rup la fel de urât, ca să vi-l arăt cum vine. Așa vine, are un capac din acesta care este exact ca la loțiunea micelară, prin care îl ridici așa, pe aici curge produsul, pui pe dischetă și apoi pe ten. Foarte mult mi-a plăcut, un produs extraordinar de bun care m-a convins de la prima utilizare. Foarte mult îmi place. Așa și apoi am mai primit crema de zi cu multiprotectoare anti-age. Deci conține acid rozmarinic, crisină vegetală, vitamina C plus E și acest viefenol, care este, mă rog, o descoperire de al lor, câte înțeleg eu, de aceea se și numește această gamă Viorica Vie. Are o denumire un pic Viorica Vie, dar, da, mă rog, așa se numește gama, vine de la vița de vie, cum am spus. Așa arată, vine cu pompiță, produsul, un produs foarte bun, se absorbe bine în piele crema.
și nu lasă tenul gras. Eu am folosit-o și ca bază de machiaj, am folosit-o într-adevăr doar de 2 ori, prea multe lucruri nu pot să vă spun, doar așa ca o primă utilizare mi-au plăcut. Și cam astea sunt produsele pe care le-am primit de la ei. Ce vreau să vă spun este că am mai testat acolo la fața locului produse și vreau să vă zic că toate au un parfum cât se poate de natural și se vede că sunt create din ingrediente cât se poate de naturale. Îmi plac produsele lor, este pentru prima oară când le testez, recunosc, deci nu o să vă mint, dar îmi plac extraordinar de mult și chiar pe viitor voi cumpăra și alte produse. Am văzut acolo un peeling enzimatic care mi-a plăcut extraordinar de mult, l-am testat pe mână, o să vedeți în imagini, foarte mult mi-a plăcut și clar acel peeling l-aș cumpăra. Chiar vreau să-l cumpăr. Bun. Și apoi, plecând de acolo, de la eveniment, de la Viorica, am mers mai departe. Vă arăt totuși în acest clip ce mai am de arătat. Am mers mai departe și am trecut și pe la standul celor de la Cupio. Și mi-au dat o sacoșă din asta super colorat așa, de care i-a plăcut și mamei mele și cred că o să i-o dau ei, că eu am destule sacoșe, n-am ce să fac cu ea, sincer. Și o să vă arăt ce mi-am cumpărat de aici, pentru că aici a fost contracost, că n-am, dar aveau prețuri foarte bune și la Cupio, aveau reducere foarte mare, chiar și la prețurile celor de la Viorica, aveau reducere la prețurile de acolo de 25%, iar la prețurile celor de la Cupio, tot așa am estimat eu că sunt mai ieftine cu 25-30%. Și mi-am cumpărat 2 rujuri care îmi plac foarte mult. O să vi le mai arăt eu în clipuri, să știți. O să vi le arăt într-un clip cu favorite, că deja le-am folosit și îmi plac foarte mult și acolo să vă fac și swatch-uri, pentru că acum lumina este destul de întunecată. N-am mai pus lampa și este destul de întuneric, dar o să vi le arăt cu siguranță. Un Cupio Wake Up concealerul lor, pe care deja l-am folosit și îmi place, și rujurile îmi plac, țin foarte bine, sunt foarte bune, și un far de la MUA pe care l-am folosit o singură dată, Stardust se numește, și îmi place foarte, foarte mult și acesta. Mi-a plăcut foarte mult evenimentul în sine, mi-a plăcut standul Viorica cum era amenajat. Foarte frumos amenajat, cu foarte multe produse, cu foarte multe testere, puteai să testezi acolo orice doreai. Și ce mi-a mai plăcut, faptul că am avut parte de mici trucuri, să spun așa, de înfrumusețare chiar de la un specialist, și o să vedeți exact despre cine este vorba. V-am lăsat imagini înainte și ați văzut, cred că deja am lăsat și ceea ce a vorbit, ca să vedeți exact despre ce s-a vorbit până la urmă la eveniment în sine. A fost minunat, mi-a plăcut, m-am revăzut cu fete, m-am revăzut cu Diana Andronic, cu Adina Adam, cu Georgiana de la Chicken Quest, cu Georgiana Nedeleanu, cu care m-am și întâlnit înainte. Așa, focus pe mine. M-am întâlnit și cu Raluca de la One Girl from Bucharest, nu? Așa parcă are canalul. Nu știu de ce, că toate îi spun Laura. O să-i dau un miel de Paște, că mai rău mă vine să-i spun Laura, cu toate că pe ea o cheamă Raluca. Și o urmăresc de mult timp și pe ea și am mai cunoscut și alte fete, dar pe ele le știam, să spun așa, dinainte, cu ele am mai vorbit și am mai schimbat păreri și da. Și Georgiana Medeleanu a fost foarte drăguță și mi-a adus un cadou când am fost la evenimentul de la Romexpo. Am motivat că mi-a adus acest cadou pentru că am luat-o cu mașina. Georgiana, dragă, nu trebuia să mi-aduci nimic. Îți mulțumesc extraordinar de mult, dar da, nu trebuia să te deranjezi. I-am spus și ei personal și acum mă simt datoare și o să mă revanșez față de ea. Și mi-a adus o carte cu Audrey. Da, ce să spun... O știți destul de bine, cred că toată lumea o știe, o cunoaște, și este o carte cu poze, care are și poze în afară de scris, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că
nu știu, pot descoperi anumite lucruri noi pe care nu le știu. De exemplu, mă pot inspira, nu știu, poate pentru anumite fotografii sau, nu știu, din stilul vestimentar. Uite ce frumoasă e fotografia asta. Sau asta, sau asta, sau toate, pentru că era o femeie foarte frumoasă și care, mă rog, a avut niște ținute iconice, să le spunem așa. Aici este din mic dejun la Tiffany, nu? Cred. Da, da. O îndrăgesc foarte mult și mi-a mai adus una de care am auzit, sincer, nu știu la cine am văzut-o, Ce se întâmplă din iubire, Ce se întâmplă în iubire, pardon. Este un roman și este de Alain de Botton, nu știu exact cum se citește, din raftul de Nisei, colecția, și sunt foarte, foarte curioasă despre ce este vorba. Sper să-mi plac, să vedem. Chiar sunt curioasă, oricum, o să-mi placă sigur că, na, sunt niște cărți frumoase și binevenite în biblioteca mea. Și am primit și o cutie de lindor. Erau, cred, 6 bombonele sau ceva de genul. Credeți-mă că în momentul în care am ajuns acasă, soțul meu ajunsese și el și ne-am bătut efectiv pe aceste bombonele. Acestea au fost. Deci cu textură dark, cu milk și cu ciocolata albă. Le-am mâncat pe toate în seara respectivă. Eu 3, el 3 și da, le-am dat gata. Foarte bune, deci mulțumesc, Georgiana, până și soțul meu îți mulțumește că i-ai făcut o bucurie și are acum burtica plină de bomboane. Da, da. Cam asta, cam atât am avut de spus până acum și da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, va fi un, nu știu, un clip separat sau un vlog, nici nu știu cum să-l creez, dar vom vedea la editare, că acolo îmi dau seama exact de cât de lung îmi iese. Oricum, vă las cu bine, dragilor, v-am pupat, până data viitoare, rămâneți cu bine, pa, pa!